sunat clopoțelul, trebuie să plec. Oh, mi s-a prins fusta în ușa dulapului. Haide, n-am timp pentru asta. Am spus, haide! Oh, nu! Ah, da, cheia. Unde e? Evident, sigur e în geantă. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Ok, deja devine ridicol. Nu găsesc. Stai, am o idee. Mă duc să o caut. Ia să vedem. O pungă de chipsuri. Cărți? Trebuie să mai înaintez. Uite-o, am găsit-o. Fiu, în sfârșit. Ce greu a fost. Așa, am deschis în sfârșit dulapul. Stai, cred că am o idee mai bună. O să-mi folosesc stiloul 3D și un desen cu inimioară. O să urmez conturul. Super! Acum o să-l umplu. Asta e partea mea preferată la stilourile 3D. Îmi place mult să trasez liniile mai lungi. Vreau să arate bine, deci nu trebuie să am goluri. Ok, inimioara e gata. Acum o să-i adaug un inel de chei în vârf. O să-l prind bine cu stiloul 3D. Așa! Brelocul e gata și poate fi folosit. Ce simpatic e! Și partea cea mai tare e că nu o să mai pierd cheia. Ce tare e dansul ăsta! Sună cineva la ușă! Răspund eu! La naiba, intrasem în ritm! Uite, am primit un colet! Ce tare! E noua mea pereche de Crocs! Ce frumoși sunt! Îi ador! Wow, ce geloasă sunt! Ai mei sunt simpli și plictisitori! Hei, dar sigur îi pot îmbunătăți! Am desenat o floricică simpatică și acum o să-mi folosesc stiloul 3D! Am făcut două petale, trec la următoarele. Prefer un model orizontal. Și gata! Acum o să folosesc galben ca să umplu centrul. Oh, ce simpatic a ieșit! Acum o să fac o căpșună. Mai întâi o să-i fac conturul cu negru. Arată bine! Acum partea de sus cu verde. Și evident roșu pentru fructul în sine. O să fie adorabilă! Am terminat! Acum o să fac o stea! Nici măcar n-am nevoie de tipar de data asta! Pot desena conturul cu mâna liberă! O să strălucească frumos dacă folosesc galbenul ăsta! Așa! Acum să le lipesc de încălțări! Cred că o să pun steaua fix aici! Urmează celelalte! Da! Arată super! Ia să-i probez! Vai de mine, ce mult îmi plac! Kate, ce bine te-ai descurcat! Poftim! Ia și tu una! Oh, mersi! Vrei să mai vezi ceva interesant? Uite ce-am mai făcut! Le pui direct peste încălțări și o să arate complet diferit! Doar am trasat cu stiloul 3D conturul fiecărui papuc! Ce tare! Oh, ah, da! Am uitat de dans! Și ne putem arăta și noile încălțări! Aproape am terminat de spălat vasele! Fiu! Oh, nu! Încă o cană! Spală și pe asta, te rog! Ok, bine! Încă una! Nu înțeleg cum se poate murdări o cană atât de mult! Ce naiba? Mâna mea! Oh, nu! S-a spart? Wow! E întreagă! Nu! I s-a rupt toarta și e cana ei preferată! O să mă omoare! Stai! Poate o pot repara! N-am nevoie de lipici! O să-mi folosesc stiloul 3D! O să acopăr crăpătura! Are aceeași culoare, deci nu se prea vede! Și apoi o să continui de-a lungul mânerului! Pe margine! Nu e nevoie să pun foarte mult! Așa! Am terminat o parte! Acum trec la cealaltă! O să fac același lucru și aici! Și partea asta e aproape gata! Așa! Și acum o să unesc partea de sus și cea de jos! Toarta e partea cea mai importantă a unei căni, deci trebuie să mă asigur că e lipită bine! Am terminat! Și toarta chiar e rezistentă! Ah, poftim niște suc! Văd că ai texturat toarta! S-a întâmplat ceva? Nu! Ce-i drept? Acum e mai ușor de ținut în mână!
Mersi pentru suc! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! Pardon, vreau să ajung la dulapul meu! Ce ciudată e! Învață pe hol! La naiba sună clopoțelul! Hei, cum mi s-a prins fusta în ușa dulapului? Of, e prinsă bine! O să trag așa de ea! Ah, am rămas fără fustă! Nu, nu e o idee bună! Oh, a rămas dită mai gaură! Ia stai așa! Da, stiloul 3D! Ce bine că l-am luat cu mine la școală! O să desenez un model simpatic în jurul găurii din fustă! Apoi o să încep să-l umplu! Trebuie să mă asigur că acopăr gaura! Ok, acum următoarea culoare! Și acum acopăr și partea asta de gaură! Așa, am acoperit gaura! Acum o să-i adaug câteva detalii! O să umplu urechile și o să-i desenez ochișorii, să nu uit nici de bot și gură! Oh, ce adorabilă-i vârtița asta! Am acoperit gaura și acum am o fustă super simpatică! Deși avea dinții ascuțiți, lupul avea și o inimă mare. De aceea, când prințesa i-a mângâiat blana, lupul i s-a întins la picioare. Și de atunci înainte au rămas împreună. Oh, a adormit. Hai să o învelesc. Și să ies pe furiș din cameră. Oh, nu! Ce tare s-a auzit! Ah, te rog, nu te trezi! Fiu, doarme în continuare! La naiba, i-am rupt păpușa! O să se supere rău când o vede! La naiba, ce fac acum? Ah, știu ce pot face! Hai la mine, păpușică, e timpul să te reparăm! Stiloule 3D nu mă dezamăgi! De data asta, mare nevoie de tine! O să încerc să-i dau formă de solz de pește! Așa, coada de sirenă va părea mai reală! Acum urmează aripioarele de la baza cozii! Galben pare a fi o culoare bună în prima fază, dar o să folosesc mai multe culori ca să arate bine de tot! Așa, acum ultimele retușuri! O să mai adaug puțin galben sus! Și am terminat! Oh, ce simpatic arată! Cred că o să-i placă rezultatul! Sincer, sunt chiar mândră de mine! O să las păpușica aici ca să o găsească! Somn ușor! Acum să mă furișez iar din cameră! Lupul vrea înghețată de cireșe! Da, am avut dreptate! Popcornul ăsta e delicios! Unde e? Unde e? Poate e sub pernele astea! Ce faci? Nu mai da cu perne în mine! Ia să mă uit și sub picioarele tale! Degeaba, am căutat peste tot! Care-i faza? Mi-am pierdut un cercel! Nu-l mai găsesc! Păi, frunza asta seamănă puțin cu cercelul tău! Lasă-mă puțin! Te ajut eu să rezolv problema! Ne salvează iar stiloul 3D! Nuanța asta de verde e superbă! Îmi place că lucește! Acum trec la partea cealaltă a frunzei! E distractiv să folosești o frunză adevărată? Gata! Acum o să scot frunza! Arată aproape ca o frunză reală! Acum o să atașez agățătoarea cercelului! Bun! O să mai fac unul! Acum pot fi purtați! Uite ce am pentru tine! Poftim! Arată bine! Ia să-i probez! Cum arată? Bine? Ce tare! Vai de mine, ce mult îmi plac! Parcă ar fi frunze adevărate! Ce drăguți sunt! Vezi? Nu trebuie să te mai stresezi! Tu ce ai face cu un stilou 3D? Spune-ne într-un comentariu! Și nu uita să arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!